questa è la chiamata, quella di mia parte. Înainte să încep, permiteți-mi să spun aceste câteva cuvinte. Cred că fiecare dintre noi este foarte influențat de gândurile pe care le are sau le-a avut în tinerețe. Și pentru foarte mulți dintre voi spun le are, pentru mine spun le-a avut. Stăteam aseară și povesteam cu câțiva dintre noi colegi pe care avem aici în Sibiu, eu din Sibiu. Și mă gândeam, oare care e diferența dintre ei și ce gândeam eu acum 30 de ani. Acum 30 de ani aveam 18 ani și eram sub comuniști și eram total, mă simțeam închis, mă simțeam încarcerat. Lipsa asta de libertate de exprimare, lipsa de posibilitate de creștere, e probabil cel mai, unul dintre cele mai dificile lucruri cu care să te poți confrunta. Povestind cu colegii noi din Sibiu, am văzut că e diametral opus astăzi. Există posibilitatea asta. Și difuzorul ăsta unor merge, unor nu. Există posibilitatea asta și există o mare deschidere astăzi, ceea ce mă bucură enorm. Eu a trebuit atunci să plec din țară ca să găsesc această libertate. Și cu câțiva ani în urmă, adică cu vreo 15 ani în urmă, viața m-a dus în alt, și anume consultant. Ce cum un alt? Să începem așa. Viața m-a dus într-un punct în care eram consultant, manager consultant. Și ca manager consultant eram în diferite întreprinderi, mari corporații. Și cu echipe de consultanți, într-o firmă internațională, îi ajutam să se reorganizeze și să facă diferite lucruri. Și acolo, în mod paradoxal, cu toate că erau proiecte în America, în Germania, în Danemarca, în Elveția, am constatat și într-un punct de vedere același lucru. În grădire mare, de data asta nu grădire politică, ci grădire procesuală. O corporație ești îngrădit. Există procese, există rigidități, există lucruri care te împiedică să crești. Și atunci am avut un vis, de fapt, să creez o companie în care să se poată crește, în care energia să fie îndreptată către client, pur către client. Nu politică, nu procese inutile, nu îngrădiri, ci creștere. Și avem în iQuest ceva care spune the right man in the right place. Încercăm să ajutăm colegii să crească și să-și fizice potențialul, pentru că este prea asta. Ceea ce n-am avut eu la 18 ani. Ei, visul acela începe să se împlinească. În 13 ani am fondat firma iQuest și pot să spun că iQuest este pe drum ca să împlinească acest vis. O să vă spun astăzi câteva cuvinte. Primul rând despre noi, despre iQuest. După aceea despre de ce suntem aici. Și după aceea un picuț despre ce dorim să facem. În primul rând despre noi. Dacă vorbim în termeni de naștere, iQuest a fost conceput în Germania, pentru că acel moment pe care vi-l povesteam, eu mă aflam în Germania, deci gândul s-a lăsat acolo. iQuest l-am înființat la Cluj, unde sunt, de fapt, de origine. Astăzi suntem cu 400 de colegi și cu câteva locații în Europa, probabil cel mai mare dezvoltator independent de software din Transilvania. Și sunt tare mândru de ce facem acolo. Aici sunt locațiile noastre pe care le vedeți pe hartă. Până acum aveam, de fapt, două centre de dezvoltare, Cluj și Brașov. În București avem o echipă mică de consultanță care se ocupă strict de piața românească. Piețele noastre, însă, așa cum o să vedem într-o secundă, sunt piețele vest-europene, adică Germania, Elveția, Anglia, în mod special, sigur, cu câțiva piețe în Franța, Suedia. La Cluj și Brașov, astăzi se adaugă Sibiul, lucru care ne face mare mulțumire. Și cred că e important să
cu ascult gratuită despre cine sunt, despre cum gândim. Încep cu excelență. Excelență, dacă cumva v-ați uitat unii dintre noastre pe site-ul nostru, excelența este acolo la valori. Avem niște valori care credem că ne reprezintă. Prima pe listă. Ne place să credem și să fim convinși că excelența este parte din DNA-ul nostru. Suntem o firmă care are excelență în ea. Și asta are o grămadă de implicații, atât interne pentru noi intern, cât și externe. Modul în care funcționăm, modul în care suntem pasionați de ce facem și modul în care suntem percepuți de clienți externi. Vedeți aici pe slide-ul cuvânt partenarial. Dacă asculți discursuri politice, cuvântul apare din când în când. Deci cuvântul este destul de uzat, o să spunem. La noi cuvântul are două conotații foarte, foarte adânci și foarte reale. În primul rând, partenariat, noi vedem relația înăuntru firmei, relația între angajați, între noi, ca un partenariat. Și de aceea încercăm, avem procese foarte bine puse la punct, zic eu, de management de carieră. Partenariat în sensul ăsta îl văd. Ajutorul dat colegilor, fiecărui coleg să-și reflecte și să-și manifeste potențialul. Încercăm să-l ajutăm pe fiecare să crească. Și asta pe termen. Mai vedeți aici un cuvânt, o componentă, inovație. Nu o să o stresez foarte mult. Ce important este că noi avem două componente. Una de dezvoltare. Lucrăm pe proiecte foarte interesante pe piețele peste europene și pe piața românească. Și din când în când, din departamentul de cercetare, dar și în arile tehnologice, apar inovații foarte adânci. Avem produse proprii, avem lucruri de genul GeoSales, Speak to Me, Business Balance, care sunt produse născute în IPS și pe care le promovăm în piață. Deci inovația e parte din DNA-ul acesta. Și revin la cuvântul partenariat, cu noțiunea de clienți de top. Vă prezint aici o mică listă, din păcate e mică, s-ar putea să nu începeți toate logo-urile din spate. Sunt clienți foarte mari din lume, clienți de genul, o să vedeți acolo pe slide, Roche Pharmaceuticals, Virgin Atlantic, Hewlett Packard, Bank of Ireland. Sunt clienți mari, foarte, care e cuvântul demanding pentru, cum se zice demanding? Exigenți. Sunt clienți foarte exigenți în ceea ce vor și în planurile pe care le au și în dezvoltarea pe care le au. Și în momentul în care clienții noștri ne văd, ne plac și stau cu noi, asta în sine e o laudă, e un fapt. Am făcut acum 17 ani un MBA în Franța, și acolo, printre altele, ne-a învățat profesorii noștri cum se poate face managementul unui sales force, unei forțe de vânzare. Cum se poate optimiza o forță de vânzare, cum se poate structura o forță de vânzare. Ceea ce nu ne-a explicat nimeni este că o firmă de 400 de oameni poate să nu aibă forță de vânzare. Și ăsta e un fapt în sine la care merită să repetăm o secundă. Pe piața vest europeană pe care v-ați povestit, noi suntem, avem cifră de afaceri peste 90% de cifră de afaceri. E pe piața vest europeană. Ei, pe această piață vest europeană, nu avem nici un om care vine. Asta înseamnă că avem clienți de o longevitate perfectă, avem virtual 100% retenție de clienți, care atât de mult ne plac, că stau cu noi și cresc cu noi. Avem o rată de creștere de peste 20% pe an, anul ăsta o să fie peste 30%. Și rata asta de creștere datorată în special clienților existenți. Sigur, din când în când vine unul nou, by the way, prin word of mouth, prin faptul că suntem cunoscuți în piață, pentru că nu avem forță de vânzare. Și acest fapt, cred că este cea mai bună dovadă a acestei calități, acele excelențe și inovații pe care le-ați văzut. Clienții ne plac și stau. Cornel, îmi cer scuze o secundă, dacă pot să folosești microfonul, să ne audă și cei care pe live streaming. Ok.
bine, sau cer să vă-l mănânc. Deci, astea au fost câteva cuvinte despre noi. Poate încă un câteva minute despre de ce am venit la Sibiu. Găsim aici la Sibiu o cultură care ne place foarte mult. O să mă reîntorc la clienții noștri. Clienții noștri, fiind în vestul Europei preponderent, au nevoie de parteneri cu care să lucreze în aceeași cultură. Avem o întreagă istorie de dialoguri cu clienții care văd alte companii care tehnic sunt foarte bune și ele, dar cultural nu se potrivesc. Cred că Sibiul e unul dintre orașele din țară care are această cultură, care are această tradiție și cu care clienții noștri din Germania, Elveția, Anglia and so on se vor simți foarte bine. Și asta e foarte important. Al doilea punct este calitatea și pregătirea profesională. Am văzut aici niște universități excelente care produc învățământ la un nivel mare și oameni pasionați, ceea ce e fundamental. Fără pasiune, just forget it. O infrastructură foarte bună și o cultură deschisă schimbări, o cultură deschisă noului, care e din nou foarte importantă, pentru că aici este o firmă care se schimbă tot timpul. E nouă, se înnoiește tot timpul, crește tot timpul, deci sunt foarte multe oportunități de creștere în firma asta, pentru care avem nevoie de oameni care gustă aceste oportunități și care sunt în stare și personal să crească. Deci e fundamental. Astea sunt doar câteva dintre argumentele pentru care am spus, venim la Sibiu. Poate un cuvânt despre istorie. Am început iQuest-ul ca o firmă de outsourcing. Adică făceam programe foarte bune, înaltă calitate, excelență, de atunci, pentru clienți vest-europeni. Astăzi continuăm să o facem, dar continuăm să o facem cu o nuanță în plus. Și anume, intern avem această noțiune de high value services. High value services înseamnă că pe lângă faptul că suntem excelenți programatori, arhitecți, business analyst și așa mai departe, ajungem să cunoaștem business-ul clientului. Avem clienții aceștia de durată foarte lungă cu care suntem împreună de ani de zile. Un client cu care suntem de 10 ani, altul de 8 ani, 7 ani și așa mai departe. Relații foarte lungi. Clientul ajunge să aibă încredere în noi, nu numai că vom produce un software de înaltă calitate, ci de faptul că știm business-ul lui. De faptul că există oameni din firma noastră care cunosc business-ul așa de bine, încât sunt parteneri egal de dialog ca să vină cu o soluție pentru business-ul lui. Și, by the way, apoi să o implementeze perfect. Și această relație nouă ne ridică pe nivelul la care nu mai suntem văzuți ca și mâna de lucru, ce e drept excelentă, care eram acum 13 ani, ci suntem văzuți ca parteneri de business care după aceea și implementează fantastic ce doresc ei. Și din momentul în care suntem văzuți așa, nu mai suntem practic doar un producător de software excelent, ci suntem un partener, de aceea high value services. Deci componenta de business devine foarte importantă. Și acum două cuvinte despre ce vrem să facem în viitor aici în Sibiu. Lansăm biroul, am început de fapt să o facem, din area tehnologică .NET. Avem deja 10 colegi noi, de care suntem bucuroși și mândri, în .NET. Ne gândim la câteva lucruri pe care le vom face începând cu primăvara anului viitor, în colaborare cu universitățile de aici. Este un concept mai larg, pe care noi îl numim iQuest University, în care în parteneriat cu universitățile ajungem să dăm studenților, în combinație cu profesorii din universități, și mai mult noțiune de inginerie informatică aplicată. Deci noțiunea de aplicabilitate, de proiect real, de real-time, de client, de lucru real, intervine în procesul de învățământ, care ajută și pe unii și pe alții. Deci e un parteneriat foarte bun pe care îl facem în Cluj, în Brașov și acum dorim să le extindem în Sibiu. Dorim să creștem până la aproximativ 50 de colegi anul viitor. Și întrebarea firească pe care ne-am pus-o
este pe ce direcție vrem să creștem, ce vrem să facem în .NET și în Sibiu. Pentru aceasta, câteva noțiuni care merită amintite. Unu, avem, așa cum v-am spus dinainte, parteneri de lungă durată. În cazul .NET-ului, doi dintre acești parteneri, ca să nu fie lista lungă, sunt Microsoft Germania și Roche Pharmaceuticals din Germania și Elveția, cu care lucrăm de mulți ani foarte bine împreună. Un parteneriat extrem de bun este Microsoft Germania, cu care intrăm în proiecte de ani de zile, în proiecte top-notch, în proiecte extraordinar de interesante, în zone pe care colegii noștri tehnici le consideră fantastice, zone noi, produse noi, tehnologii noi, pe care împreună cu Microsoft după aceea le implementăm la clienți. Deci e o zonă foarte challenging de top-notch în care lucrăm împreună și de care suntem tare bucuroși. Unul dintre lucrurile pe care o să le vedem acum în continuare este exact intrarea într-o zonă din aceasta tehnologică foarte importantă, foarte interesantă, și anume cloud, mobile in the cloud. Astea au fost cele câteva cuvinte despre AIC despre care am vrut să le adresez. Și poate o ultimă remarcă este că, văzând iQuest-ul de azi, văd cu mare bucurie că acel vis pe care l-am avut se realizează și acești 400 de colegi, de care sunt mândru, sunt împreună în realizarea lui. Mulțumesc.